După egalul contra celor de la FC Botoșani, președintele clubului Sibian Dani Coman a lansat un apel către autoritățile locale și către companiile din Sibiu pentru a susține financiar echipa. Dani Coman a precizat că jucătorii de la Hermannstadt nu și-au mai primit salariile de luni bune. Fostul portar a subliniat că se gândește să plece de la Hermannstadt dacă situația financiară nu se va rezolva. Am crezut că odată cu promovarea lucrurile se vor schimba în bine. Din păcate, nu s-a schimbat absolut nimic. Sunt aceleași probleme. Mă întreb în fiecare care zi de ce se mai construiește stadionul la Sibiu? Pentru ce? Dacă această echipă nu are pic de sprijin, nu există pic de interes de la nimeni din Sibiu, exceptând o pe doamna Daniela Câmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, care ne-a ajutat cât a putut. De ce la alte echipe în alte județe, precum Buzău, Pitești, Iași, Cluj, se pot finanța echipele de către primărie și la Sibiu nu? Dacă nu se vrea ca această echipă să facă performanță, să ne spună să ne luăm bagajele și să plecăm. Am ajuns în situația în care mi este rușine să intru în vestiar. Nu este normal, am venit aici să mă ocup de fotbal, a declarat Dani Coman. Valeriu Iftime, finanțatorul lui face Botoșan, nu înțelege care este motivul pentru care sibienii au ajuns într-o astfel de situație și spune că ar fi trebuit să facă ceva pentru a evita colapsul financiar. Asta nu este fotbal. Când s-au băgat în campionat, trebuiau să știe că trebuie mulți bani. Fotbalul este profesionist, trebuie să îți cauți sponsori, să cauți bani. Mie, Botoșani, cât îmi dă 50.000 de euro, de-aia vând, de-aia mă chinui, de-aia mă spinte că lumea vând pentru că nu avem bani. Cum să îl țin pe Brown cu un salariu de 12.000 de euro? Micșorează salariile dacă nu ai bani. 2.000-3.000 de euro. Trebuie să faci minimum 5 milioane de euro. Cine spune că are buget sub 5 milioane, minte sau îl face la negru. Un club are nevoie de 4 milioane de euro ca să trăiască. Ce mare scofală, ce mare filosofie, a spus Valeriu Iftime la Digi Sport Special. A fece Herman se confruntă cu mari probleme financiare, după cum a dezvăluit Dani Coman, președintele clubului. Mai mult, Dani Coman a precizat că jucătorii nu au mai fost plătiți din luna aprilie și a amenințat că aceștia în frunte cu el pot pleca de la club oricând.